Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass mediei. Sunt Lazarencu Sergiu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, responsabil de suburbiile Chișinăului. V-am invitat astăzi pentru a face o claritate despre situația creată la alegeri locale din comuna Bubuieci. Totul a pornit în urma suspiciunilor apărute din partea locuitorilor, precum că candidatul MAN la funcție de primar în comuna Bubuieci nu ar avea diplomă de studii gimnaziale, iar conform codului electoral nu poate fi admis să participe la alegerile locale care au avut loc ceva timp în urmă. În acest sens, am solicitat Ministerului Educației și Cercetării să verifice dacă candidatul Leonidu Măneț are studii generale obligatorii finalizate. La data de 17 noiembrie am primit un răspuns de la Ministerul Educației că domnul Măneț nu are studii generale obligatorii finalizate, însă la înregistrarea în calitate de candidat la funcția de primar în comuna Bubuieci a domnului Măneț a stat o scrisoare, atenție, eliberată de către Andrei Pavăloi, șeful Direcției Educației Chișinău, care ar confirma studiile generale obligatorii a domnului Măneț. După ce s-a dovedit că domnul Măneț nu are studii generale obligatorii finalizate, am semnalat și organele competente că se încearcă fraudarea alegerilor și pe 18 noiembrie 2023, cu o zi înaintea turului 2, am depus o contestație la CC Bubuieci prin care am solicitat anularea înregistrării candidatului din partea MAN a domnului Măneț. CC Bubuieci nu a examinat în timp această contestație, respectiv, la data de 21 noiembrie am depus o cerere prin care am cerut infirmarea legalității alegerilor din data de 19 noiembrie 2023. În acest timp, domnul Leonidu Măneț, susținut de Mișcarea Alternativa Națională condus de Ion Ceban, a exercitat presiuni nejustificate asupra tuturor membrilor CC Bubuieci și a familiilor acestora. Este de neconceput ca într-o democrație să asistăm la astfel de tactici de intimidare și le solicit să nu mai aplice aceste tactici. Chiar și în fața acestor presiuni, CC Bubuieci, la data de 1 decembrie, a infirmat legalitatea alegerilor din 19 noiembrie 2023, ceea ce, conform codul electoral, ar duce la declararea alegerilor ca fiind alegeri nule. Din păcate, Comisia Electorală Centrală a ezitat să ia o decizie în acest sens la data de 4 decembrie și rămâne ca justiția să se pronunțe pe infirmarea legalității acestor alegeri. Din păcate, se încearcă o șmecherie juridică și ceea ce trebuie să decidă justiția se încearcă de a fi transferat la CC Chișinău, din care fac parte persoane loiale lui Ion Ceban. Asta ridică semne serioase de întrebare asupra imparțialității procesului electoral. Cerem ca CC Chișinău să demonstreze integritate și echidistanță și să nu se lasă influențați de presiunile politice. Este de responsabilitatea dumnealor să asigure un proces electoral corect și transparent, iar instituțiile competente vor monitoriza acest lucru. Nu cerem decât justiție și integritate în acest proces. Și cel mai important este, stimați reprezentanți ai Partidului MAN, a tuturor instanțelor, să respectăm codul electoral. Asta este important. În continuare, o să-i dau cuvântul reprezentantului PAS la Comisia Electorală Centrală, Rita Refliu, și o să explice care sunt pașii care am făcut și ce urmează să facem mai departe. Bună ziua, stimați reprezentanți mass media! Vreau să confirm cele spuse de către domnul deputat Sergiu Lazarenco și să comunic că hotărârea judecătoriei Chișinău, sediul Rușcani, din 5 decembrie 2023, se referă de fapt la contestația PAS depusă înainte de alegeri pentru anularea înregistrării candidatului Măneț. Astfel, hotărârea respectivă nu are nicio legătură cu hotărârea din 1 decembrie emisă de
Consiliul Electoral de Circumscripție Bubuieci, prin care, de fapt, s-a infirmat legalitatea alegerilor. Or, codul electoral prevede că una dintre condițiile obligatorii pe care trebuie să le întrunească candidatul sunt studiile generale obligatorii finalizate, confirmate prin copia actului de studii, ceea ce nu a fost prezentat la cererea de înregistrare în calitate de candidat. Așadar, hotărârea Consiliului Electoral de Circumscripție Bubuieci, prin care s-au infirmat legalitatea alegerilor, va fi examinată astăzi de către Consiliul Electoral de Circumscripție Municipal Chișinău și abia după pronunțarea hotărârii CC Chișinău urmează ca organele competente să emită verdictul final pe acest caz. Mulțumim. Vă mulțumim. Dacă nu aveți întrebări, vă mulțumim pentru prezență.